După cum am spus într-o ședință în plena Parlamentului că am făcut interpelare organelor de drept și băncii naționale ce ține de demersurile către conducerea statului, iată că am venit ziua în care vreau să vă informez. Așadar, iată aici la mine, vedeți cu toții aceste materiale, sunt răspunsurile de la CNA, Banca Națională și alte structuri ale statului, ce ține de situația de la Banca de Economii. Interesant este că nici unul din cei care au condus statul în perioada anilor 2011-2014 nu au luat atitudine față de aceste demersuri. La concret, în anii 2012-2013, prim-ministru Vlad Filat a primit 4 demersuri din partea Băncii Naționale și la fel 4 din partea CNA. Primul demers a fost făcut la 5 aprilie 2012, unde este atenționat că capitalul normativ al Băncii de Economii s-a diminuat de la 1 miliard 270 de milioane cu 479 de milioane. Deci, dacă în 2012 prim-ministru de atunci lua atitudine față de credite neperformante, înseamnă că Banca de Economie astăzi exista și nu era problema furtului care s-a întreprins. Prim-ministru Leancă, 4 ori de la demersul din partea Băncii Naționale, 3 demersuri din partea CNA, concret și firmele care au luat credite neperformante în sumă de miliarde, 1 miliard 760 de milioane, o firmă, alta 768 de milioane. Președintele Nicolae Timofti, de 4 ori din partea Băncii Naționale și o dată din partea CNA. Toate aceste date, toate aceste documente, și cred că sunt mai multe care nu le-am primit eu, demonstrează că conducerea statului avea informații despre credinii performante și transferurile de miliarde de bani din Banca de Economii, Banca Socială și unui banc pe scotare, dar nu a luat nicio atitudine față de aceste fără de legi. De ce? Din cauza că unii din ei erau implicați în furtul miliardului de la bun început. Așa că tot ce aici se spune acum că n-au întreprins instituțiile statului abilitate, este un blef. Și special s-a dirijat spre Banca Națională ca să arete că nu este vinovat. Vorba aceea, coțul strigă vine coțul, dar de fapt coțul stătea în fruntea acestei scheme de delăpedare a băncii de economie. Mulțumesc! Atât? O zi bună! Înțeleg că vă grăbiți în sală prima zi, vă doresc succes și sper că să fiți obiectivi atunci când filmați sau fotografiați deputații în sala de ședință.